Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante de arhitect al municipiului Curtea de Argeș. Până când se puteau face înscrieri pentru postul de arhitect șef? Adresa cu privire la organizarea concursului de ocupare a funcției publice de conducere de arhitect șef a fost înaintată către Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data de 15.11.2018. Condițiile care trebuie îndeplinite de candidați sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism, cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, atestat Registrul Urbaniștilor din România, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Data cu privire la selecția dosarului va fi comunicată de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. La primăria Curtea de Argeș nu mai lucrează un arhitect de 15 ani, postul de șef al direcției de specialitate fiind ocupat în ultimii ani de un inginer constructor. La începutul acestui an și acesta și-a dat demisia.